Ei, și după ce a plecat astăzi Klaus Iohannis din Parlament, ce mai freamă, ce mai zbucium, a fost bătaie la tribună, da, cine să-i ureze la mulți ani primul Alinei Gorghiu? A câștigat, la fel ca în lupta internă din PSD, omul cu șobolan, sub nas. În lumina celor spuse de președintele României, și anume să fie pace și consens, am venit la microfon să-i urez din partea Partidului Social Democrat la mulți ani doamne Alina Gorghiu. Bun, frate, Liviu Dragnea, bun de tot. Cum are el grijă mereu de femeile din jur. Poate vă amintiți, de exemplu, cum și-a făcut secretara deputat sau cum a felicitat-o el extrem de galant, cu mâna pe picioruș, cum se face, na, pe doamna Mihaela Gioană pentru mandatul de o noapte pe care tocmai îl prinsese în 2009. Vă aduceți aminte, nu? În fine. E, și după Liviu Dragnea a urmat la cuvânt domnul Tăricianu, care, atent cum îl știm, se pare că a uitat să o felicite pe Alina Gorghiu, dar măcar a băgat și el o glumă pe ordinea de zi. Partidele înțeleg că au felicitat-o pe doamna Gorghiu. Din partea guvernului nu se oferă nimeni? Bun, bravo, neatări, bătrânul ștrulubatic. E evident că se referea la domnul Victor Viorel, nu? Care a prins-o din zbor pe holurile Parlamentului și a transmis doamnei Gorghiu că îi face un cadou. Da, prin 2017, poate 2018, așa. Tot la mulți ani urez și îmi dau și demisia de ziua doamnei Gorghiu din 2017. Îi fac cadou în 2017. 18. Păi stai, Victore, fii și tu mai original. Același cadou l-ai promis și lui Klaus Iohannis, dar pentru 2016. Sau există demisii de bărbați mai puternici, așa, mai masculine, și demisii de damă mai delicate, a? Ori fi, habar n-am. Mă rog, revenind la ziua de azi, ziua doamnei Gorghiu, din partea guvernului înțeleg că i-a transmis un mesaj Eugen Orlando Teodorovici. Mesajul fiind, desigur, cam așa. Ia zi, Alinuțo, te scodi seară la un bon fiscal?